În parohia prahoveană Cocorăștii Grind va avea loc duminică, începând cu ora 17, cea de-a doua ediție a concertului Ierusalim. Evenimentul este dedicat copiilor din medii defavorizate și va aduce în fața publicului trei coruri. Credincioșii parohiei Cocorăștii Grind din județul Prahova și nu numai sunt așteptați duminică în biserica parohială la ora 17 la concertul de colinde Ierusalim. Spectacolul reunește elevi de la școala din localitate și alte două grupuri corale. Cel din tâi repertoriu va fi unul autentic românesc, care va fi ghidat de domnii profesori Gheorghe David și Mioara David, care vor propune publicului un repertoriu bogat din folclorul autentic cu corul de cameră al școlii de artă din Ploiești. Cel de-al doilea repertoriu va fi unul bizantin, întrucât ne aflăm în anul omagial al imnografilor și cântăreților bisericești. În cele din urmă, cel de-al treilea col va fi format chiar din acești copii minunați ai comunității noastre, care vor intona atât colindele tradiționale, precum și o scenetă dedicată acestui moment. Nu uităm că colindele reprezintă mesajul evanghelic, transcris pe înțelesul poporului, și marele nostru filozof Petru Țuțea la un moment dat spunea că dacă s-ar pierde Evanghelia, dar ar rămâne colindele, de acolo poporul ar învăța cine a fost Mesia, unde s-a născut Mesia, pruncul cel tânăr. Căci iată, și anul acesta avem nădejdea că Hristos iarăși se va naște, iar steaua iarăși va răsări, nu de la apus spre răsărit, ci de la răsărit spre apus. Pentru că miracolul nașterii Domnului este unicul nou sub soare și Hristos iarăși va veni în inimile noastre, născându-se în Betleemul inimilor noastre. Biserica parohiei prahovene Cocorăștii Grind este închinată Sfintei Treimi.